Client, vedeta despre care o să vă vorbesc acum, de exemplu, și-a cunoscut sufletul pereche și a rămas însărcinată la 3 luni după. Și pentru că dragostea e mare, a venit pe lume și cel de-al doilea copil. Iar pentru ca totul să fie complet, s-a făcut și nunta în mare secret. Noi avem imagini și declarații exclusive. Haideți să vedem! Doar și poate, evident, sunt și momente mai grele, tensiuni, pentru că sunt schimbări majore, dar cumva treci peste ele. Și totuși vreau să te întreb cum reușești, cum te organizezi, ca să le cuprinzi pe toate. Da, păi nu prea mai am timp de viața profesională, adică să mă ocup de online, se și vede că nu mai sunt atât de activă, pentru că sunt doi copii, diferența e foarte mică între fete, de un an de zile, și cumva e greu să am grijă și de ele, îți ocupă tot timpul. Dacă era o diferență mai mare, poate atunci reușeam cumva să mă împart. Dar în momentul de față, după cum ai văzut, nu prea mă mai ocup de online. Ți-e dor? Dor și da și nu. Adică mi-e dor de interacțiunea cu oameni și de viața asta cumva socială. Să ieși, să cunoști oameni, să mergi pe la evenimente, dar în același timp nici nu mi-e dor. Că, na, dacă mi-e bine așa, de ce să mă întorc la Instagram-ul? Știi cum e. E o altă viață. Fictivă, să zic. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, nu mi-e dor.